Bună ziua, dragi telespectatori. Este emisiunea cea mai prestigioasă pentru mine, recunosc, pentru că este o onoare, o cinste, o bucurie și este chiar o fericire pentru mine ca să-l am alături, aici, la sediul Universității Petre Andrei din Iași, pe maestrul Mihai Șora, filozof, eseist, intelectual civic, intelectual public, un om care s-a născut în anul în care România a fost marcată de schimbări profunde, când s-a mutat Casa Regală aici la Iași, de aici luându-se cele mai importante decizii care au marcat destinul României, care la 1918, după 2 ani, a realizat idealul național al Marii Uniri. Domnule profesor, vă mulțumesc atât ca președinte al Universității Petre Andrei pentru faptul că ați onorat cu prezența dumneavoastră sesiunea științifică anuală, a 27-a ediție a sesiunii științifice a Universității Petre Andrei din Iași și vorbesc și în calitatea unuia care vă urmărește la fiecare expunere și poziție publică pe care o luați față de ce se întâmplă în România. Domnul profesor Mihai Șora, cunoscătorii știu foarte bine, s-a format intelectual sub protecția unor maestri precum Mircea Vulcănescu, Nae Ionescu, Mircea Eliade a fost asistent. Ce rol au avut acești oameni, aceste personalități ale culturii române în formarea dumneavoastră? Să le realizez. Am și fost un elev bun și silitor, care mi-am respectat maestrii. Am încercat nu numai să-i calc pe urmele lor, ci chiar să egalez în măsura în care mi era posibil. Nu știu dacă am reușit în toate privințele, dar m-am străduit în orice caz cu mare deschidere și cu entuziasm, aș putea spune. Domnule profesor, până a ajunge la facultate, la Universitatea din București, ce rol au jucat în viața dumneavoastră, în copilăria dumneavoastră, educația de familie, primele lecturi ale copilăriei, cum v-au marcat bornele traseului dumneavoastră existențial și intelectual? Aș începe cu familia. Era o familie de cărturari. În casa noastră exista o bibliotecă relativ importantă pentru vremea aceea, câteva 4-500 de cărți care stăteau pe o etajeră acolo și care m-au ispitit din copilăria cea mai fragedă, în primul rând cu imaginile pe care le aveau, și pe urmă cu explicațiile alfabetice care însoțeau aceste imagini. Și finalmente cu textul propriu-zis al cărților respective.
Deci treptat s-a întâmplat lucrul acesta. Să mă împrietenesc fără obstacole și fără să trebuiască să trec trepte foarte mari din timp în timp. Pentru că aveam la dispoziție, clipă de clipă, treptele mici, care mă făceau să am un fel de urcuș care părea a fi un drum neted în fața mea. Deci, în sensul acesta, trebuie să mulțumesc părinților mei că am beneficiat din capul locului de un teren favorabil dezvoltării mele. Domnule profesor, spuneați mai înainte că parcursul dumneavoastră de viață a fost ajutat și recunosc că pentru mine viața dumneavoastră este fascinantă, dar și foarte tumultoasă. Ați petrecut până în 1948, provocările războiului v-au determinat să emigrați în Franța, la Paris, Grenoble. Ați cunoscut urgiile celui de-al doilea război mondial, nazificarea Europei, fascizarea Europei, legionarizarea României. Ați aderat la o ideologie atunci de stânga și ați explicat de multe ori și am înțeles motivația, pentru că era o ideologie și un grup antinazist, antifascist. Orice om normal la cap trebuie să înțeleagă aceste poziționare ale dumneavoastră. În 48 ați revenit în România. Credeați că în România, în 48, se poate instaura o societate conformă culturii dumneavoastră, lecturilor dumneavoastră, valorilor dumneavoastră? Credeți că în 48, eu mă întreb, știați foarte bine multe din ororile stalinismului, știați foarte bine ce se întâmpla în România. Cu ce speranțe ați venit în România? Trebuie să rectific într-un fel. Știam foarte bine, pentru că trăiam în mijlocul acelei societăți ocupate, Franța ocupată de nazism. Știam foarte bine ororile nazismului. Le vedeam de aproape, le simțeam aproape pe pielea mea și asta îmi crea o perspectivă falsă asupra ceea ce se întâmpla în răsărit. Din punctul de vedere al teritoriului francez ocupat de barbaria nazistă, comunismul acela îndepărtat era o forță eliberatoare. Era o stângă ideală a egalității și într-un fel oarecare aș spune chiar a fraternității umane. Eu nu m-am dezmeticit din punct de vedere politic decât în momentul în care, venind împreună cu o echipă numeroasă de conaționali, ca să vedem împreună realizările regimului acesta mirific, s-a spus, dumneata, rămâi aici. Așa ați rămas în România, ați fost printre intelectualii, mulți intelectuali de stânga, care în interbelic și în perioada imediat de după al doilea război mondial au văzut în valorile, idealurile stângii, Panaiti Strati, mi-aduc acum aminte, au văzut niște forțe eliberatoare, ale libertății, dreptății. Da, dar eu nu am rămas în România
pentru că aș fi avut din capul locului intenția să rămân în România. Eu vreau doar să arăt compatrioților mei din Franța și francezilor cu care am venit aici expre ca să le arăt realizările unui regim de libertate, așa îl vedeam noi de acolo, după ocupația nazistă. Și acest regim de libertate, între ghilimele, mi-a spus, stop, dumneata, rămâi aici. Cum ați trăit acele decizii luate la nivel politic? Acea interdicție despre care vorbiți, care v-a împiedicat să vă reîntoarceți în Franța, într-o Europa a libertății, Europa occidentală, după ce, știm bine, urmările războiului au configurat două blocuri, politice și militare. Cum ați trăit acea perioadă în care a fost o perioadă în care ați fost înăbușit, așa o simt eu, citindu-vă, în care ați avut interdicții de a publica, interdicții la viață publică. Cu siguranță că ați fost urmărit, așa cum au fost urmăriți și persecutați toți intelectualii care s-au opus regimului comunist. Cum ați suportat această perioadă? Pentru mine este... Bun, am și eu un pedigree în CV-ul meu. Am avut și eu în familie pe tatăl meu care a trecut și el prin încercări mult mai prozaice decât dumneavoastră, dar chiar mă întrebam, un om care și acum, la vârsta respectabilă pe care o aveți, sunteți o voce publică, un intelectual civic, care ieșiți și protestați împotriva unor abuzuri, o să revenim, cum v-ați gestionat viața acele două decenii câte au fost, în care ați fost înăbușit și ați fost pur și simplu anihilat ca personalitate publică, culturală? Ne-am reținut în orice caz potențialul de a reveni ca un factor activ într-o societate eventual eliberată și așa s-a și întâmplat ulterior. Nu m-am simțit ocupat în interiorul meu, am fost o ființă liberă, care am gândit liber și în măsura în care am putut, am și acționat liber. În măsura în care nu eram, acțiunea mea nu se desfășura conform voinței mele, o diminuam. Adică o făceam la acel minimum care să îmi permită să trec dintr-o zi într-alta. A fost o perioadă grea. Dar am ieșit din ea întreg. Dumneavoastră, domnule profesor, după evenimentele din decembrie, ați fost cooptat în primul guvern post-decembrist, în acel guvern provizoriu, cum s-a numit el, guvern democratic provizoriu, condus de Petre Roman. După, de fapt, mineriadele din 1990, v-ați dat demisia. Ați fost singurul membru al acelui guvern care și-au dat de fapt o demisie. Cu toate că au mai fost și alte voci care s-au pronunțat împotriva barbariei generate de acele mineriade. De ce ați făcut acest gest la câteva luni de la acel moment de cotitură? Să colaborez cu un regim care a chemat minerii ca să nebușe protestele unei societăți în sfârșit libere și care se lupta pentru libertatea ei. Nu era un plocon care a căzut din cer,
ci era un drept bine meritat câștigat printr-o luptă. Mi s-a părut elementar. Nu puteam să fac altceva decât să-mi dau demisia. Și mi-am dat-o. Ca să rămânem încă un puțin în acele secvențe, după părerea dumneavoastră, acum având în vedere și evoluția juridică a proceselor legate de decembrie 89, în contextul discuției, dezbaterii publice față de acele evenimente, cum calificați evenimentele din decembrie 89? Manifestare populară, anticeaușistă, anticomunistă, revoluție, lovitoria de palat, lovitoria de stat? O complicitate a conducerii politice în cap cu Iliescu, cu o trupă fidelă, dar politicește analfabetă, care i-a cerut sprijinul și care i-a dat, i-a acordat acest sprijin. Eu nu pot să-i acord pe fiecare din miner în parte de lucrurile care s-au întâmplat atunci. Fiecare dintre ei a fost un om de bună credință și deci din punctul acesta nevinovat. Domnul profesor, v-ați născut, aveați 2 ani la Marea Unire, ar fi trebuit ca anul trecut, anul acesta, poate până în 2020, prin marcarea tratatelor internaționale și a Trianonului, în sfârșit România să-și celebreze centenarul Marii Uniri. A reușit România să marcheze acest moment uriaș din istoria sa? Sau a fost un aratat, cum sunt multe voci, mulți intelectuali care s-au pronunțat în acest sens? În raport cu România entuziastă a copilăriei mele, care se bucura din plin de faptul că în sfârșit era o societate liberă, România de azi a pierdut memoria acestui eveniment. Memoria vie, nu, care să-l facă să tresalte de bucurie. Își aduce de aminte de acest lucru ca de o dată care poate fi marcată și care poate fi eventual prilej de sărbătorire oficială rece. Dar eu nu pot uita entuziasmul care ne stăpânea când eram eu copil și când, în sfârșit, după sute de ani, nu, de supușenie, am ajuns să fim o societate liberă. Da. Lucrul acesta s-a uitat. Pare o normalitate pentru care nu mai e cazul să lupți. Eu cred că nu trebuie să uiți să lupți mereu pentru libertatea ta. Libertatea ta de națiune, dar și în interiorul ei libertatea ta de persoană. Lucruri care merg foarte bine împreună. Să fii liber ca persoană într-o națiune liberă, de persoane libere. În legătură cu acest concept al libertății și ca națiune și ca persoană, ca indiviz, ce credeți, cum apreciați evoluția societății românești în acești 30 de ani de la evenimentele din decembrie 89? Cum a evoluat această societate românească? Într-o măsură în care era de așteptat, a evoluat spre
cotidianizare, spre pierderea dimensiunii grandioase a eliberării, nu? A intrat într-un regim în care libertatea pare a fi un dar care e obligatoriu să-ți cadă în brațe și pentru care nu trebuie să mai depui prea multe strădanie. E o profundă eroare. Trebuie să stai mereu cu ochii deschiși ca să fii liber. Să nu-ți permiți, în primul rând, să fii absorbit de obișnuințele tale. Să-ți gândești fiecare din pașii pe care îi faci. Să nu îi lași să se facă automat. Și să-i gândești cu o idee de libertate care să implice libertatea celui de lângă tine. Nu doar propria ta libertate. Cum poți fi liber în așa fel încât vecinul tău și vecinul vecinului tău să fie și ei liberi prin același eveniment. Aici faceți o trimitere foarte transparentă la spiritul civic. Cum a evoluat spiritul civic în acești 30 de ani în România după o secvență de o jumătate de secol, mai mult de o jumătate de secol de regimuri, secvențe de regimuri totalitare? S-a cam tocit. A cam adormit. Regimurile totalitare foarte aspre, pe de o parte subjugă total, eventual nimicesc, pe de altă parte suscită o opoziție internă foarte puternică. Dar regimul acesta domoale în care nu e nici cald, nici rece, nici nu bate vântul prea tare, în care poți să-ți duci liniștit mica ta viață cotidiană într-o viață publică apropiată de zero, care este manipulată de câteva forțe concentrate, eventual neștiute de cei care îi suportă apăsarea. Aici e mai greu. Trebuie să fii... E greu să te menții treaz. Rămâi într-o stare de adormire mulțumită așa. Ceea ce se întâmplă în cotidian. Din când în când răsare o voce care răsună și pe care trebuie să ai urechea fină să o auzi. Știți la ce mă trimiteți acum cu gândul, domnule profesor? Vorbeam cu academicianul Barbu tot aici într-o emisiune care mi-a adus o carte din apărută la Harvard de doi profesori universitari cu un titlu și un conținut foarte interesant. How die democracies? Cum mor democrațiile? În care, plecând de la Statele Unite ale Americii, perioada lui Franklin Delano Roosevelt, el era nemulțumit prin 36-37 că Forul Suprem al Justiției, atunci la ei Curtea Constituțională, bloca destul de des niște decizii pe care le lua el ca președinte, a făcut o mișcare de a asigura majoritatea judecătorilor la Curtea Constituțională. Și autorii americani vorbesc cât de important este spiritul acesta civic, această trezire de care vorbiți dumneavoastră, în a salva democrațiile, să nu se sufoce. Și vorbim de o democrație cum a fost cea, cum este cea americană, bun, în anii aceia. Cum credeți că a evoluat în legătură cu asta? Cum a evoluat
vă întrebam de spiritul civic. Cum a evoluat elitele românești, intelectualii, față de problemele cu care, provocările cu care s-a confruntat societatea românească în contextul modificărilor pe care le-a parcurs și România și Europa? Intelectualii, care în ceea ce îi privește pe fiecare personal au o poziție corectă din punct de vedere politic, au acest păcat de a duce o manifesta întotdeauna, în mod public. Singura eficacitate a acestei puteri este să manifeste în mod public în momentele de răscruce. Trebuie să votezi, ieși la vot și pui ștampila acolo unde îi trebuie. Nu spui, mă dezgustă felul în care se desfășoară viața publică în România și stau acasă. Te dezgustă, ieși în stradă. Du-te în cabina de vot și aplică acolo pe un nu foarte categoric ștampila ta. Dacă nu o faci, nu mai ai dreptul să protestezi. Taci acolo și du-ți vinovăția în spinare. Cu toate consecințele ei, inclusiv pentru tine. Domnule profesor, am participat în 2001 la o lansare de carte a cărții pe care ați editat-o aici la editura Polirom din Iași, o carte care vorbește retoric până la un punct despre viitorul României. Mai avem un viitor, se intitula cartea România la început de mileniu. Era înainte de intrarea României în structurile euroatlantice. Cum vedeați dumneavoastră România atunci? Aveați siguranța că România va avea anduranța de a merge până la capăt, să fie membră? Siguranță nu aveam, dar o speranță imensă, da. Ieșeam dintr-o Europa care suferise apăsarea a două regimuri totalitare, care aparent erau unul de dreapta și unul de stânga, așa zise. Însă apăsarea de sus în jos era identică, avea aceeași amploare și aceeași greutate și la stânga și la dreapta. Extreme. Populația s-a retras în regimul subaltern al subzistenței materiale. S-a retras din zona publică. Da. Să aibă un minimum care să-i poate să subziste de azi pe mâine. Nu știu dacă a fost tactica cea mai bună, pentru că ar fi trebuit să reacționeze violent și din capul locului, înainte de a permite puterii asupritoare să se structureze și să se consolideze. N-a avut mirosul anticipator. N-a avut nici bogăția de imaginație care să îi permită să întrebe până unde poate fi dusă această apăsare pe care ei, cei care o suportau, nu trebuia să o plătească uneori cu viața. Și a fost adormită. Învățătura pe care trebuie să o tragem este să fim cu ochii în patru. Spiritul civic trebuie să fie treaz mereu.
și să nu fie doar civic, să fie politic. Adică să aibă o avangardă activă care să acționeze pe planul politic, nu? Adică practic să aibă în mână sforile puterii. În această idee, intelectualii trebuie să revină și să redevină actori în spațiul puterii? Nu trebuie neapărat să fie ei înșiși mânuitorii, pentru că nu sunt, n-au calitățile necesare, nu, de energie, nu? Dar au totuși privirea dreaptă. Și asta trebuie să o aibă și să o și predice. Să tragă de mânecă pe cei de la putere, de câte ori pașii lor hotărâți o iau mai la stânga sau mai la dreapta decât ar trebui. Calea de mijloc are un joc al ei, în care e permis să lege între stânga și dreapta, dar fără să meargă niciodată la extreme. Da, mă gândeam acum, în timpul acestui foarte interesant dialog, la Petre Andrei, mentorul nostru spiritual, instituțional, care în 1926 a început să scrie, în 27 a editat, a tipărit un studiu intitulat Fascismul, în care exact ce spuneți dumneavoastră, el punea în oglindă și analiza extremismul de dreapta, fascismul, și n-a părut încă nazism, a părut numai Mussolini în Italia sau Salazar în Portugalia, și la stânga bolșevismul. A avut o capacitate de premoniție uriașă Petre Andrei. Deci înainte de instaurarea nazismului a intuit unde va ajunge umanitatea din coliziunea acestor două blocuri, care din blocuri ideologice au devenit blocuri militare. Și vorbea în același, în alte lucrări, în același context și text și în alte texte, despre rolul intelectualilor în cetate, despre rolul universităților. Mi-aduc aminte cum studiam atunci documentele și arhiva păstrată de fiul său Petru pe Andrei, despre jurnalul politic, jurnalul militar, corespondența lui Petre Andrei, care n-au fost tipărite, m-au cutremurat și le-am și publicat în 92. Și acolo, chiar în acele vremuri tulburi, mă uitam cât de contradictorii era și uneori chiar paradoxale erau atitudinele intelectualilor, în afară de faptul că erau scindați ideologic, politic. Și de ce vreau să am făcut această paranteză? Pentru că dumneavoastră foarte hotărât să v-ați exprimat și vreau să citesc chiar. Spuneați dumneavoastră când ați ieșit ca un intelectual public adevărat ce sunteți. Atenționați după ordonanțele din februarie 2017, când s-au declanșat protestele din acea perioadă, care continuă și acum. Nu în 1990 ne întoarcem, ci în 1947. Și faceți o analiză a ceea ce trebuie să facă intelectualii într-o asemenea situații, când democrațiile sunt fragile. Da, sper să nu fi greșit atunci în acea analiză. Și intelectualii să
facă efortul de a fi treji. Să fie întotdeauna disponibili de participare la activitatea polisului. Să nu se retragă în turnul de fildeș. Chiar dacă în cotidian majoritatea timpului și energiei lor este consacrată acestui spațiu interior, dar să rămâne o disponibilitate de participare la acțiunea publică ori de câte ori se simte nevoia. Fie doar cu puterea cuvântului în mod obișnuit, dar cu și mai mult cu puterea puterii. Intelectualul trebuie să fie acea persoană cultivată care merge pe trotuar, dar care în momentul de tumult iese în mijlocul străzii și în mijlocul mulțimii și încearcă să-i fie voce și să o îndrume. Să nu stea pe de margini să spună nu ne privește. Noi n-am făcut datoria predicând și acum putem să stăm liniștiți, nu? Domnule profesor, dumneavoastră, care aveți o foarte fină și rafinată analiză asupra societății românești, cum vedeți derularea ultimelor evenimente care au marcat spațiul public românesc? A fost, este România într-un pericol iminent, spun unii, de a se alătura așa ziselor regimuri iliberale, în sfârșit conceptul e discutabil, precum Ungaria, Polonia, Cehia, care au fost modele de parcurs democratic după prăbușirea comunismului în Europa de Est. Trece încă România printr-o situație, având în vedere atenționările care vin de la Uniunea Europeană și atenționări care vizează mai nou nu numai zona juridică a justiției, modificările în justiție, pentru care dumneavoastră v-ați exprimat public și vă exprimați public. Trebuie să fim treji și cu ochii în patru. Și să realizăm următorul lucru. Libertatea tuturor împreună nu poate fi câștigate fără libertatea fiecăruia în parte. Pentru ca să fim liberi pe stradă, trebuie să fim liberi în casă și invers. Aceste două libertăți merg strâns legate împreună. Tema aceasta a libertății individului și a valorilor care nu vizează strictul sens numai zona judiciară, justiția, dar care au reținut atenția opiniei publice, ajungându-se recent și la un referendum la care vis-a-vis de rezultatele căruia analiștii au rămas șocați prin participarea oamenilor la vot, prin daurile puse la acest referendum pe cele două întrebări ale vis-a-vis de justiție. Ce credeți? Că, până la urmă, tot ce vorbim despre valorile care definesc ființa umană, libertate, egalitate, se regăsesc, trebuie să regăsească
într-o societate civilizată, democratică, în articole de lege. Ce credeți că e necesară? Pentru că acum văd o decizie a președintelui Iohannis și a societății civile, care este tot mai vocală, în a se declanșa o dezbatere publică vis-a-vis de Constituție și acele modificări care sunt necesare pentru ca acele libertăți despre care vorbiți la noi acasă să se regăsească. Libertatea nu e o acțiune mecanică. Este o acțiune conștientă. Libertatea trebuie să o conștientizezi clipă de clipă. Pentru ca ea să nu se subțieze. E o ființă delicată, care are nevoie de sprijinul fiecăruia în parte, în fiecare din acțiunile lui. E un efort al unei societăți să fie alcătuită de indivizi liberi și ea să fie armonioasă. Adică de indivizi liberi, educați, care să-și țină în frâu tendințele divergente și să-și cultive pe plan social tendințele convergente. Nu e obligatoriu să te manifesti ca individualitate puternică pe stradă. Pe stradă e bine să mergi la pasul egal, stângul, dreptul, stângul, dreptul, împreună cu toți cei din jurul tău. E singurul fel în care toată această mulțime poate înainta, respectând faptul că de vecinul tău face pasul stângul, dreptul. Și tu te iei după el pentru ca să nu-l contracarezi. Și dacă nimeni nu se contracarează cu nimeni, societatea înaintează. Dacă lucrurile se petrec așa, fiecare văzându-și de interesul și ne privind dincolo de lungul nasului, nu? Atunci lucrurile nu mai merg. Știți la ce mă gândeam în timp ce spuneați cum trebuie să fim în societate, eul nostru și alteritatea. Mă gândeam la ce spunea Papa Francis aici, în România, aici, la Iași, pe scena de la Palatul Culturii. Spunea că atunci societatea moare, atunci când între vecini, între oameni, nu se mai regăsesc cărările de la unul la celălalt. Ce părere aveți despre acest moment? Eu îi spun astral. Acum 20 de ani am asistat la vizita Papei Ioan Paul în România. Ce părere aveți despre importanța acestei vizite, care a fost și de stat și pastorală, a fost și o vizită ecumenică? Da. Aș insista asupra faptului că era ecumenică, adică universală. Cuprindea în perspectivă o lume întreagă care trebuie să trăiască în armonie. Armonia trebuie să meargă mână în mână cu înflorirea fiecărui individ din parte. Deci, nu identitatea, ci convergența. Adică, mersul împreună în totală libertate a fiecăruia în parte. Ce poate aduce ca specificitate România în cultura europeană, apropo de spusele dumneavoastră? În acești ani și cum vedeți dumneavoastră viitorul României în Europa
în zona culturală mai ales. O văd așa, într-un fel de deschidere asimilatoare, universală. Universalitatea fiind văzută pe un croi european, pentru că așa ne vine la îndemână cel mai ușor să o înțelegem. În care fiecare să își manifeste propriul potențial în convergență cu cele înconjurătoare. Unitatea și libertatea trebuie să meargă mână în mână ca niște frați. Adică să fie o libertate bogată și o libertate convergentă. Nu pot să nu profit de prezența dumneavoastră și să vă întreb cum vedeți dumneavoastră relația noastră cu Republica Moldova. Este un pariu pierdut? Mai există o speranță? Cum vedeți dumneavoastră viitorul acestei relații? E un punct dureros. Pentru că în nicio clipă să nu o pierdem, identificând până la confundare nivelul politic cu nivelul spiritual și cum pe nivelul politic suntem deficienți, ca să spunem. Nu e cuvântul cel mai potrivit, dar cel mai apropiat de ce aș vrea să spun. Trebuie să ne simțim din capul locului, sufletește și intelectual, identici. Noi suntem ei, ei sunt noi. Mai mult decât frații noștri basarabeni. Asta e o relație mai vagă. Noi suntem tot atât de basarabeni pe cât ei sunt de români. Suntem frați. E același sânge și trebuie să avem și aceeași minte. Din păcate, spațiul alocat emisiunii noastre s-a scurs de mai pomenit de repede. Repet, a fost pentru mine o onoare de a realiza acest dialog cu personalitate marcantă a culturii românești, cu un intelectual public, o voce critică din societatea civilă, filozof, eseist, un model și un reper pentru poziția intelectualilor pe care aceștia trebuie să o aibă în spațiu public în aceste vremuri și mai ales pentru tineret și pentru tânăra generație. Eu îi mulțumesc maestrului încă o dată pentru foarte interesanta dezbatere pe care a susținut-o cu studenții și profesorii Universității Petre Andrei din Iași la zilele academice ale universității noastre, dezbatere intitulată chiar Maestru Discipol, cu o proiecție de film. Îi mulțumesc la fel distinsei doamne Luiza Palanciuc-Șora pentru tot ce face pentru personalitatea maestrului Mihai Șora, un distins intelectual care merită toată prețuirea și respectul și recunoștința noastră. Mă refer atât la profesorul
Mihai Șoracă și la doamna Luiza Panagiu. Vă mulțumesc din inimă, credeți-mă, a fost pentru mine copleșitor să survolăm atât fragmente din istoria României, suprapunerile pe care biografia intelectuală, în primul rând, a maestrului, dar și evenimentele care s-au succedat după decembrie 89 și aceste ultime zile, chiar fierbinți pentru destinul României, au fost rememorate și comentate într-o rafinată analiză pe care maestru Mihai Șora a făcut-o. Vă mulțumesc încă o dată și vă doresc multă, multă sănătate, putere de muncă și să aveți anduranță în acest spirit civic, care este un model de comportament, repet, pentru intelectuali, pentru populație, pentru societatea civilă și mai ales pentru tineri. Vă mulțumesc din suflet. La revedere!